Bună dimineața, dragilor! Săptămâna, calendarul de radă începe astăzi, tot timpul duminică, dragilor, cu tura de 6 km. Și tot ați auzit mereu că săptămâna, calendarul începe tot timpul duminică și haideți să vă explic un pic cum arată săptămâna de Radaui, calendarul de Radaui. De ce încep tot timpul duminica? Pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat. Pentru că duminica este încă o zi liberă în săptămâna noastră, unde ne putem ocupa de noi. Fie că faci mișcare, sport, alergare, orice activitate după care te poți, să spunem așa, ocupa în continuare de tine. Fie că faci o mobilitate, fie că te recuperezi, fie că noți, fie că faci orice altceva, da? Să ai grijă de tine. După care, lunea, urmează un antrenament la sală sau cu exerciții cu greutatea corpului. Urmând ca marțea să fie din nou o alergare de 6 km, un ritm între 4-4.30, depinde. Iar la finalul antrenamentului completezi de fiecare dată 10-15 minute cu exerciții de radaui, greutatea corpului sau o greutate așa, maxim 50% din greutatea mea optimă, care este undeva la 86-87 de kilograme. După care, miercuri, din nou, sală sau exerciții statice cu greutatea corpului, joi, din nou, alergare 6 km, iar vineri am fie un antrenament de mobilitate sau yoga sau un exercițiu cardio, așa cum au fost în celelalte zile. Și cam așa arată, urmând ca sâmbătă, în calendarul 5 săptămâna de Radaui, să fie liberă. Cam așa arată o săptămână de Radaui și bineînțeles prefer ca sportul să-l fac dimineața, pentru că așa am fost și obișnuit și după pot să mă ocup de restul activităților. Proiectul de Radaui, toate activitățile pe care le am pe lângă. Bună dimineața, la muncățel pe aici. Așa arată calendarul de Radaui, dragilor, atunci când vine vorba de sport, de mișcare. Și acum scrieți-mi cât de greu vi se pare. Pentru că mulți dintre voi o să spun, băi, nu, dar nu o să pot să fac niciodată 6 antrenamente pe săptămână și atât de alergări. Să dragilor, nu trebuie să vă comparați. Nu trebuie să vă demoralizeze că eu fac atâta sau ălălalt face nu știu câte și voi nu o să puteți să faceți. Nu. Este important să te apuci acum. Acum faci primii pași, acum faci prima alergare, acum începe prima zi pentru tine. Și o să vezi într-un an, 6 luni, diferență. Însă nu mai amâna, pentru că sportul este despre sănătate, despre vibe, despre zâmbet, în primul rând, și bineînțeles, despre trupa de Radaui. Acum e o coborâre, sunt încă în Lefkada și așa cum vă spuneam de fiecare dată, dragilor, dați vibe-ul mai departe. Pentru că voi, la rândul vostru, prin ceea ce faceți, da, puteți să mișcați oameni de lângă voi. Poate, nu știu, prietenii, familia, copiii voștri o să vă ia ca exemplu. Așa că, dragilor, haideți la mișcare, hai în trupa de Radaui, intră în calendarul de Radaui și rămâi activ oriunde. Acasă, în vacanță sau chiar și la birou. Dragilor, rămâneți activi, zâmbiți și tot timpul de Radaui. Ciao!